Bună ziua tuturor! Vă spun la mulți ani, cu ocazia zilelor municipiului Roman, tuturor romașcanilor, tuturor celor care simt că a fi romașcan este o onoare și o demnitate. Am întârziat un pic, am premiat campionii de la karting care vor face o demonstrație afară, cei care s-au clasat pe podium la competițiile naționale. Și cu acest preambul încheiat vom deschide Gala Excelentei în Educație. Vreau să vă spun că în acest an acordăm 263 de premii elevilor, 176 de premii profesorilor, o sumă de peste jumătate de miliard pe care am alocat-o din suma pentru zilele municipiului Roman. Adică aproape jumătate din această sumă am alocat-o educației. Un argument așadar că educația este o prioritate, iar cei mai buni, cei care cu adevărat s-au implicat, au obținut rezultate frumoase pentru ei, pentru echipa profesor-elev, pentru unitatea școlară pe care o reprezintă și pentru Roman, sunt răsplătiți și de autoritatea publică locală. Vă felicit încă o dată. Vă urez mult succes tuturor. Să fiți sănătoși și puternici. Să fiți mereu printre primii, pentru că doar așa veți fi mereu respectați și onorați. Încă o dată vă felicit, vă mulțumesc pentru ceea ce faceți pentru municipiul Roman și vom trece la premiere. Felicitări și mult succes în continuare tuturor! Vom începe la șandar festivitatea de premiere cu prima categorie, elevii care au obținut rezultate la ștafeta municipiului desfășurată în 16 mai. Diplomă de participare se acordă Colegiului Tehnic Danubiana, coordonator domnul profesor Bogdan Polar. Doamna directoare, care nu este domnul, mai departe. Diplomă de participare Colegiul Tehnic Petru Poni, coordonator, doamna profesoară Lungu Tereza. Se pregătește pentru mențiune Colegiul Tehnic Miron Costin, coordonator, doamna profesoară Carmen Grădinaru. Și vor fi premiați Corumbiță Camelia, Mititelu Gabriel, Cernăuțeanu Ovidiu și Amarie Brigita Adelina. Trei. Liceul Tehnologic Vasile Sav, Rotaru Georgiana Adina, Moldovan Elena Luiza, Ifrim Cristian Gabriel și Fărcășel Emilian. Coordonator, domnul profesor Teodor Mărdărescu. Premiul al doilea, Colegiul Național Roma Vodă, Alexandru Mihaela Ancuța, Mănescu Ștefan, Bălău Andrei și Calistru Alexandra. Coordonator, domnul profesor Șerban Marcel. Premiul întâi, liceul cu program sportiv, Nechita Elena Mirela, Tarcan Laura, Ivăieș Marius Andrei, Copaniu Mirciu, coordonator, doamna profesoară Otilia Tanzi și Dan Lupușor. Invităm pe colega noastră, doamna șef birou Irina Scorțanu, să efectueze premierea. În acest an s-a desfășurat a șaptea ediție a concursului local Curățenia de Primăvară Începe cu noi pentru noi. Ne-am dorit de la bun început promovarea spiritului civic, aprecierea mediului antropizat și implicarea unui număr cât mai mare de romașcani în acțiuni de întreținere și amenajarea
speciale următorilor. Domnul Panaidescu Constantin. Societății Comerciale Mitsumi Chemical Industries. Societății Comerciale Rosal SRL Roman. Colegiul Național Roman Vodă.
și vrem să vă mulțumim pentru că cu aportul dumneavoastră mic am adus un plus valoare municipiului Roman. La a treia categorie au fost înscrise 15 asociații și microasociații de proprietari. În funcție de punctajele obținute, acordăm următoarele premii. Mențiuni. Asociația de proprietari 39-a, Spirodava. Urmează Asociația de proprietari 44. Asociația de proprietari 12-B. Asociația de proprietari numărul 5. Asociația de proprietari Spirodava numărul 1. Elevilor, toate în George. Tot
menționez echipaj mix băieți, Liceul Tehnologic Vasile Sav, profesorul următor, domnul profesor Diaconu Ioan, cu reprezentantul elevilor Enache Denis Alexandru. Și locul întâi, echipaj 2 mix băieți, de la școala gimnazială, Calistrat Hogaș, profesor îndrumător Lungu Ioan, reprezentantul elevilor Aidicel Răzvan. Felicitări câștigătorilor la concursul Prietenii Pompierilor și începem cu premierea elevilor la faza națională și județeană a olimpiadelor și concursurilor naționale ediția 2015-2016. A Catrinei Andrei de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, premiul obținut locul 2 la Olimpiada Tehnologiei domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, etapa județeană, profesor îndrumător Ploșniță, Lăcrămioara, Marilena Ungureanu, Dudău Vasile și Nicolae Turcu. A Catrinei Andrei. Dacă nu este elevul, domnul profesor. Deci, Andrei Agatin. Se pregătește Marin Afteniu de la Colegiul Tehnic Danubiana, care a obținut locul întâi la concursul național de chimie pentru poli, etapa județeană, profesorul următor Cristina Copzaru. Urmează Agu Ermina de la Colegiul Tehnic pentru poli, locul 3, Olimpiada Disciplinei în Area Curriculară Tehnologii, domeniul Construcții, Instalații și Lucrări Publice, faza județeană. Profesor îndrumător, Urjui Mirela, Stan Mihaela, Ada Scăriței, Marilena. Agu Ermina. Dacă nu, rugăm domnul profesor din echipă, Mirela Urjui, Mihaela Stan sau Marilena Ada Scăriței. Colegiul Tehnic Miron Costin, locul întâi. Obținut la Olimpiada la disciplină din Area Curriculară Tehnologie, etapa județeană, Ada Scăriței Marinela, profesor îndrumător, Crina Cărpușor și Dima Cristina. Urmează Ana Melania, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 2 la Olimpiada Discipline din Area Curriculară Tehnologii, domeniul Protecția Mediului, faza județeană, profesorul următor Gavril Paraschiva și Niță Maricica. Se pregătește Luiza Andrieș de la Clubul Atletic la școlii și la școala Mihai Eminescu, locul 2 la Campionatul Național Copii, junior 2, Obreja Mihaela, profesor îndrumător. Andrieș Luiza. Se pregătește Andra Angel de la Clubul Atletic. Locul întâi la Campionatul Național Copii 1, antrenor domn profesor Dumitru Artene. Urmează Ana Maria Anta, de la Liceul cu program sportiv, locul 3 la Campionatul Balcanic Junior și locul 1 la Campionatul Național Junior, etapa finală, profesorul îndrumător Danziș Otilia. Urmează Roxana Anta, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 2 la Concursul Național de Matematică Aplicată Adolf Haimovici, etapa județeană. Profesor îndrumător Buhai Renuța. Anda Roxan. Se pregătește Sorina Mihaela Antot, la Colegiul Național Provenvot, locul 2, Olimpiada de Limbă Franceză, etapa județeană.
profesori în următor. Urmează arabul Teodora, de la Școala de Artă Sergiu de Educatie, locuiesc internațional de interpretare de risc, piano, artizian și premiul 1. Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, etapa Suceava, premiul 3 și premiul 2 la concursul național de pian, ca Genzi Piatra Neamț. Profesorul următor, Voinea Lia. Urmează bancul Diandra Mihaela, Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, care obține locul 2. Olimpiade Lang Roman 2016, secțiunea franceză, grecu Florentina, profesor coordonator. Se pregătește Bandur Mihai Alexandru de la clubul sportiv BAU Roman, care a obținut locul 1 la campionatul european cu Anchido Verona, locul 1 la campionatul național cu Anchido Constanța, locul 3 la campionatul național arme tradiționale. Îndrumător, profesor Mihai Cristian. Mihai Bandur, care este și președintele Consiliului Local Consultativ al elevilor din municipiul Rom. Urmează Bacan Alexandra de la Liceul Tehnologic Vasile Saf. Se pregătește Băgăvanu Andrei Răzvan de la Liceul Tehnologic Vasile Saf, care a obținut locul 1 la concursul național de matematică aplicată Adolf Haimovici, etapa națională locul 3, Olimpiada de Tehnologie Electronică Automatizări, etapa județeană. Coordonator Zenobia Rădulescu, Loredana Pitirici, Lăcrămeara Ploșniță, Marilena Ungureanu și Daniel Curban. Se pregătește Băcăvanul Emanuela, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 1 la concursul de matematică Adolf Haimovici, etapa județeană, profesor Viorel Rusu. Urmează Delia Maria Păisan, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, care a obținut locul 1 la concursul interjudețean de geografie Ionisă Ichim, 2015, locul 2 la concursul național de geografie Tera, etapa națională, tot în 2015. Coordonator Ionela Mihalachi, Baisan Delia Maria. Se pregătește Bălău Andrei Alexandru, Colegiul Național Roman Vodă, care a obținut locul 1 la Cross Triathlon, seria 2015, proba de triatlon. Coordonator Marcel Șerban și Marian Danțiș. Urmează Alexandra Bărteanu, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, a obținut locul 3 la Olimpiada de Religie cu Romano-Catolic, faza județeană. Coordonator, profesor Mihaela Păslaru. Se pregătește Băltoi Teodor Ioan, de la Colegiul Național Roman Vodă, care a obținut locul 2 la Olimpiada de Informatică, etapa națională. Locul 1 la Olimpiada de Informatică, etapa județeană. Locul 2 a concursul Gazeta Matematică și viitorii olimpici. Locul 1 la Olimpiada de Matematică, etapa județeană. Locul 1 la concursul ProSoftNet Junior și locul 3 la concursul național Probleme Majore ale Omului din secolul 21. Coordonatori, profesorii Florin Moldovanu, Daniela Suman, Gabriela și Gheorghiță Cristina. Urmează Plăcăoanu Iarin Cristian, de la Colegiul Național Roman Vodă, care a obținut locul 1 la concursul național de fizică PHI, locul 3 la concursul național de matematică Lumina Mar și locul 3 la Olimpiada de Lingvistică, etapa județeană. Coordonatori, domnul profesor Gheorghe Irimia, Anca Leoreanu Loredan și Paul Alexandru. Urmează Plaș Valentin Sorin de la Colegiul Petru Poni, care a obținut locul 3 la Olimpiada Discipline Arta Curriculară Tehnologii, domeniul Protecția Mediului, coordonator la profesoară Gabriel Paraschiva și Niță Maricica. Urmează Planariu Ana Maria, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, locul 2 la concursul interjudețean de geografie Ionuță Ichim, coordonator Ionela Mihalachi.
Deci blanariul Ana Maria. Se pregătește blanarul Bogdan Sebastian de la Liceul Tehnologic Episcop Melchisedec, care a obținut locul 3 la Olimpiada de Geografie etapa județeană. Coordonator, doamna profesoară Felicia Hopunele. Se pregătește Bianca Bogdiș de la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 1 la Olimpiada de Religie Cult Romano-Catolic, etapa județeană. Coordonator Cristina Susanu. Se pregătește Narcis Bogdiș de la Colegiul Tehnic Petru Poni, mențiune specială la Concursul Național de Chimie Petru Poni și premiul 1 la Concursul Național de Chimie Petru Poni, etapa județeană. Coordonator, doamna profesoară Maria Rusu. Urmează Denisa Bolo de la Clubul Atletic. Bogdiș Narcis. Bologa Denisa. Denisa de la Clubul Atletic și Colegiul Tehnic Petru Poni, în locul 3 la Campionatul Național Junior 2, coordonator Dumitru Arteni. Urmează elevul Vlad Vasile Borcilă de la Liceul Program Sportiv, locul 3 la Olimpiada Pregătire Sportivă Teoretică, etapa județeană, coordonator Gheorghe Danilă. Se pregătește Borda Teodor de la Liceul Tehnologic Vasile Saf, care a obținut mențiune la Concursul Național de Chimie Petru Poni, Olimpiada de Chimie al Liceului Tehnologic, etapa națională. Coordonator, doamna profesoară Liliana Aniții. Borda Teodor. Urmează Justin Tiberiu Bordea de la Liceul Tehnologic Vasile Saf, care a obținut locul 3 la Concursul Național de Matematică Aplicată Adolf Haimovici, etapa județeană, coordonator domnul profesor Alexandru Onel. Se pregătește Nicoleta Botezatu de la Geo Program Sportiv, locul 3 la Olimpiada de Geografie, etapa județeană, coordonator doamna profesoară Irina Pătrăuceanu. Urmează Camelia Budulai, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, care a obținut locul 3 la Olimpiada de Religie Romano-Catolică, etapa județeană. Coordonator, profesoara Lucia Rejan. Urmează Marcelin Budulai, de la Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francis de Assisi, locul 1 la Olimpiada de Religie Cultul Romano-Catolic, etapa județeană. Coordonator, profesoara Mariana Sofroniu. Se pregătește Bursuc Tudor Gheorghe, Colegiul Național Roman Vol, medalia de bronz la concursul Gazeta Matematică și Viitorii Olimpici, locul 2 la Olimpiada de Matematică, etapa județeană, locul 1 la concursul Prosof Net Junior, locul 2 la Olimpiada de Informatică, etapa județeană și locul 2 la Olimpiada de Lingvistică, etapa județeană, calificarea națională, concursul care s-a susținut. Coordonatori, doamne profesoare, Usaru Nechita Petronela, Florin Moldovanu și Roxana Prisacaru. Urmează elevul Butelcă Ionuț Marius de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, care a obținut locul 2 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, etapa județeană. Coordonator, domnul profesor Marian Danțiș. Butelcă Ionuț Marius. Dacă nu este de la ori domnul profesor Marian Danse și doamna directoare de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu. Sau domnul director OA, era aici. Mai departe. Buciurcă Mihnea, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 1, la Olimpiada Lingvistică, etapa județeană, calificată la națională, locul 2, la Olimpiada de Limba și Cultura Română, etapa județeană, care este calificată la națională, și locul 3, la Olimpiada de Matematică, etapa județeană. Coordonator, domnul profesor Paul Alexandru și doamna profesoară Petronela Nechita Fusaru. Urmează
Cercasă, Buzău, Paula Roxan, Liceul Tehnologic Vasile Safer, obținând locul întâi la Olimpiada de Tehnologii domeniului electric, electrotehnic, electromecanic. Coordonator, doamna profesoare Lăcrămeara Ploșniță, Marlena Ungureanu și domnul profesor Vasile Dudău. Se pregătește Sergiu Buzucan, Box Club Municipal Rom, care a obținut locul 3 la Campionatul Național de Box, locul 1 la Memorialul Iași și locul 1 la Cupa Lacul Roșu. Coordonator, antrenorii Radu Ocuparu și Jean Duciu. Se pregătește Buzucan Ștefan Ciprian, școala de artă Sergiu Cervilat, care a obținut locul 1 la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală etapa națională, Suceava, finalist, concursul internațional de interpretare pianistică Piano Artist Chiaș, premiul 1 și premiul special. Coordonator, doamna profesoară Lia Voina. Urmează Magdalena Caia, de la Cucu Atletic, elev la Colegiul Tehnic Armeana, locul 3 la Campionatul Național Senior, coordonator, antrenor Dumitru Arten. Caia Romana. Ramon, tot de la Clubul Atletic, Colegiul Tehnic Danubiana, locul 3 la Campionatul Național Junior 1, coordonator Artene Dumitru. Se pregătește Elena Bianca Cașman, de la Joc Program Sportiv, care a obținut locul 2 la Olimpiada de Pregătire Sportivă Teoretică, etapa județeană, coordonator domnul profesor Nacu Ionuț Nicolae. Se pregătește Calfa Otilia Basilica, de la Clubul Atletic și Colegiul Național Roman Vodă, care a obținut locul 2 la Campionatul Național Junior 3, coordonator, la profesoară Carmen Ederan. Urmează Canschi Beatrice Andreea, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, care a obținut locul 2 la Olimpiada de Liceu Ortodoxă, etapă județeană, coordonator, profesor preot Alexandru Lezeu. Marian Cristian Canz, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 1 la Concursul Național de Matematică Aplicată Adolf Haimovici, etapa județeană, coordonator profesoara Ilenuța Bubari. Se pregătește Căuș Plădus Gabriel, de la Liceul cu program sportiv, care a obținut locul 1 la Campionatul Național Junior 3, etapa finală, coordonator de la profesoara Cristina Buzău. Urmează Cârlin Cosmin Ioan, de la Clubul Atletic și Colegiul Național Tehnic Danubiana, care a obținut locul 2 la Campionatul Național Junior 2, coordonator, profesoara Carmen Ederan. Cârlin Cosmin Ioan. Se pregătește Chelariu Alin Constantin, de la Joc Program Sportiv, care a obținut locul 2 la Campionatul Național Junior Copii, Under 10, etapa finală, coordonator, Constantin Ciobanu. Urmează Chelariu Anca Dumitran, de la Liceul Program Sportiv, care a obținut locul 3 la Campionatul Național de Aruncări Lungi, Junior 3, etapa finală. Coordonator, domn profesor Lucica Cucoș. Chelariu Anca Dumitran, de la Liceul Program Sportiv. Se pregătește Silviu Chelariu, de la Liceul Teologic Episcop Melchisedec, care a obținut premiul special la Olimpiada de Religie Ortodoxă, etapa națională, coordonator preot Ciobanu Vasile Bogdan. Urmează Chinez Ionuț Cosmin, de la Colegiul Tehnic Miron Costin, care a obținut locul 1 la concursul național Med for Europe, etapa națională, coordonator Ana Maria Agape. Urmează Chiriac George, de la Colegiul Național Roman Vodă, care a obținut medalia de bronz la... Te rog să te întorci. Chiriac George, de la Colegiul Național Roman Vodă, care a obținut medalia de bronz la Olimpiada Națională de Fizică, locul 1 la Olimpiada de Fizică, etapa județeană,
Mențiune la concursul național de fizică Evrica și locul 2 la Olimpiada de Matematică, etapa județeană. Coordonatori, domnul profesor Romeo Mersa și doamna profesoră Gabriela Daniela Suma. Se pregătește Tudor Chiriluță de la Colegiul Național Roman Vodă, care a obținut locul 1 la concursul național de referate și comunicări științifice Ștefan Procopiu, coordonator Ana Irimia. Urmează Dragoș Gabriel Cimpoiești, de la Geoc Program Sportiv, care a obținut locul 3 la Olimpiada Pregătire Sportivă Teoretică, etapa județeană, coordonator doamna profesoară Eugenia Tăbuci. Cimpoiești Dragoș Gabriel. Urmează Silviu Cimpoieștu, de la Grupul Atletic și Liceul Sportiv Roman, Silvia. Silvia. Care obține locul 1 la Campionatul Național Copii 1, coordonator domnul antrenor Dumitru Arteni. Se pregătește Daniel Cioban, de la Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francis de Assisi, care obține mențiune la Olimpiada de Religie, Cultul Romano-Catolic, etapa națională. Coordonator, doamna profesoară Mariana Sofroniu. Urmează Gheorghe Ciobanu, de la Liceul Program Sportiv, locul 3 la Campionatul Național Școlar, Cluburi Sportive Școlare și DPS, etapa finală, coordonator, domnul profesor Cristinel Budoșca. Se pregătește Teodora Ciobanu, de la Școala de Artă, Sergiu Cervidache, locul 2 la Olimpiada Națională Interpretare Instrumentală, etapa zonală, Suceava, Concursul Internațional de Interpretare Emanuel Elenescu Piatra Neas, premiul 2. Coordonator, doamna profesoară Mioara Prisal. Urmează Sebastian Ciotu, de la Clubul Sportiv Bau Roman, care obține locul 2, Campionatul Național de Quantido Constanța. Coordonator, Ștefan Florinel Vieru. Urmează, deci Ciotu Sebastian. Se pregătește Ciucheș Mihaela Alexandru, de la Colegiul Național Roman Vodă, care a obținut locul 1 la Olimpiada de Religie Romano-Catolică, etapa județeană, coordonator Paula Odil Dogan. Urmează David Ciuraru, de la Clubul Atletic Liceul Tehnologic Vasile Sav, care a obținut locul 2 la Campionatul Național Junior 2, coordonator domnul profesor Traian Macovin. Se pregătește Monica Cocuț, colegiul tehnic Petru Poni, care a obținut locul 3 la Olimpiada de Religie Cult Romano-Catolic, fața județeană, profesor coordonator, doamna profesoară Cristina Susan. Se pregătește Gabriel Lucian Cojocaru, de la Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francis de Assisi, care a obținut mențiune la Olimpiada de Religie Cult Romano-Catolic, coordonator, domnul profesor Ciprian Mihoc. Urmează Tudor Cojocaru, de la Școala Gimnazială Alexandru Anguza, locul 3 la Concursul Național de Studiere Magda, Magda Petronanu, ediția 8-a, 6 aprilie. Iași, coordonator, doamna profesoară Diana Iliuță. Urmează colectivul redacțional revistei școlare Infozon 5, coordonată de Grigori Ana Maria, de la Școala Gimnazială Alexandru Anguza, care a obținut locul 3 la concursul internațional reviste școlare, tineță și jurnalism, ediția 5-2005. Coordonator, doamna profesoară Camila Renata Gârda. Urmează Amalia Corban, de la Liceul Program Sportiv, locul 3 la Campionatul Național Copii 2, etapa finală. Coordonator, doamna profesoară Cristina Buzău. Se pregătește Sergiu Ștefan Corban, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Olimpiada Tehnologia Informației, etapa județeană. Coordonator, domnul profesor Silviu Larimu. Urmează reprezentantul corului Laudamus Lehonski Justin Messerschmidt, de la Liceul Teologic Episcop Melchisedec, care a obținut locul 2 la Olimpiada Națională Corală, secțiunea Seminarii Teologice, etapa națională. Coordonator, domnul profesor Gheorghe Lozan. Se pregătește Elena Laura Cosma, de Colegiul Național Roman Vodă, care a obținut locul 2 la concurs.
concursul național de fizică și la locul 3 la Olimpiada Matematică etapa județeană. Coordonatori, domnul profesor Constantin Ostafe și domnul profesor Marian Ursărescu. Se pregătește Radu Mihai Cosma de la Clubul Sportiv Bau Roman, locul 2 la Campionatul Național de Arme Tradiționale, coordonator profesor Mihai Cristian. Cosma Radu Mihai. Urmează Constantin Bogdan Crăciun de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Olimpiada Județeană a Sportului Școlar, etapa județeană 7, coordonator cu profesor Irinel Severin. Se pregătește Ioan Flaviu Crăciun, Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Olimpiada de Informatică, etapa județeană, coordonator domnul profesor Florin Moldovan. Urmează Alina Iulia Creang de la Colegiul Tehnic Miron Costin, care a obținut locul 1 la Olimpiada la disciplină din area coronală tehnologii, etapa județeană, doamna profesoară coordonatoare Alexandra Mândășescu. Se pregătește Cristina Andreea Cret de la Colegiul Tehnic Miron Costin, care a obținut locul 2 la concursul național în matematică Adolf Haimovici, etapa județeană, coordonatoare doamna profesoară Magdalena Lefter. Urmează Damian Andrei Valentin, Școala Gimnazială Mihai Eminescu, locul 3 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar Tetraflon, etapa județeană, coordonator domnul profesor Corneliu Viorel Pascaru. Andrei Valentin. Urmează Damian Andrei de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2, Olimpiada Tehnologie Informației, etapa județeană, coordonator domnul profesor Florin Moldovan. Se pregătește Damian Andrei Nicolae, Colegiul Tehnic Petru Poni, care a obținut locul 3 la Olimpiada Disciplină Area Curriculară Tehnologiei, domeniul mecanică, faza județeană. Coordonator profesor Florin Radu, Lucian Aramă, Mihaela Tizu Costel. Damian Andrei Nicolae, de la Colegiul Tehnic Petru Poni. Dancă Andreea Mihaela, Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la concursul național fizică, fiind profesor, coordonator, Ana Irimia. Urmează Nora Sânziana Danciu, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Olimpiada Limbă Latină, etapa județeană. Coordonator, doamna profesoară Nicoleta Tudor. Se pregătește Ana Maria Dascălu, de la Liceu cu program sportiv, locul 3, Campionatul Național UASA Under 23, etapa finală, coordonator profesor Cristinel Budoscu. Dascălu Ana Maria. Se pregătește Claudiu Danilă, de la Box Club Municipal Roman, locul 3, Campionatul Național de Box, locul 1 la Memorialul Iași, locul 1 la Cupa la Proșu. Coordonatora antrenorii Radu Otoparu și Jean Dociu. Dălină Claudiu. Se pregătește Dănuț Mircea Alexandru, geoteologic romano-catolic Sfântul Francis de Asis, care a obținut locul 1 la Olimpiada Ligie Cultul Romano-catolic, etapa națională. Coordonator domnul profesor Ciprian Mihor. Urmează Paula Ramona Dascălița, de la Colegiul Tehnic Miron Costin, locul 2. Olimpiada Disciplinării din Area Curriculară Tehnologie, etapa județeană, coordonator profesoare Alexandra Mândășescu și Lunița Plutică. Se pregătește Diac Adrian Dorel de la Școala de Artă Sergiu Cervidache, care a obținut... Diac Adrian Dorel. Concursul Internațional de Interpretare Muzicală Emanuel Enescu Piatra Nenț, premiul 3. Coordonator, doamna profesoară Mioara Prisada. Se pregătește Alexandra Diaconu,
clubul atletic și la școala liceului program sportiv Roman Mușat, care a obținut locul 2 la campionatul național copii 1. Coordonator de la profesoară Mihaela Ovejă. Se pregătește Divil Ramona Mândălina de la Colegiul Tehnic Petru Pon. Locul 3 la concursul de matematică Adolf Haimovici 2016, etapa județeană. Coordonator de la profesoară Monica Drânde. Urmează Ioan Doniș de la Liceul Teologic Episcop Mersedie, care obține locul 3 la Olimpiada de Limbi Clase Limba Greacă Veche, etapa națională și locul 3 la concursul internațional Sertamen Viterbians de la Tuscia Viltevo, Italia. Coordonator Ana Maria Irina Stoica. Doniș Ioan. Doniș Ioan. Urmează Eliza Donici de la școala gimnazială Vasile Alexandrii. Capitan Farca și Alexandru, liceul program sportiv, obținut locul 3 la campionat
campionatul național de baseball în doar 11 sale, coordonator profesor Marcel Arcanan. Echipa de baseball junior 2, căptan de echipă, Suditu George Iulian, liceu program sportiv, care a obținut locul 3 la campionatul național de baseball, coordonator profesor Marcel Arcanan. Echipa de fete, gimnaziu, reprezentant a Popuțoaie Mădălina Ioana, de la liceu program sportiv, care a obținut locul 1 la Olimpiada Gimnaziilor, etapa județeană, coordonator Nacu Ionuț Nicolae. Reprezentanta Mădălina Ioana a Popuțoaie. Urmează echipa de fotbal băieți, coordonator tânărul Robert, căptan de echipă, la școala gimnazială Vasile Alexandrii, care a obținut locul 1. La Olimpiada Gimnaziilor Fotbal, etapa județeană, coordonatorul profesor Adrian Bolea. Urmează echipa de fotbal băieți, reprezentant Mihăiești Marius Andrei, de la CEU program sportiv, care a obținut locul 1 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, etapa județeană, fotbal băieți. Coordonator domnul profesor Dan Constantin Lupușor. Urmează echipa de fotbal fete, capitan Moraru Maria Manuela, de la Colegiul Tehnic Miron Costin, care a obținut locul 2 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Fotbal, etapa județeană, fete în categoria licee. Profesor coordonator Adelin Tălmăcel. Urmează echipa de fotbal fete juniore 2, reprezentată de capitanul Amăriuței Diana Iuliana, liceu program sportiv, care a obținut locul 1 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, etapa zonală, coordonator Nacu Ionuț Nicolae. Urmează echipa de fotbal fete juniore 3, capitan Pristavu Ștefana Bianca, de la CEU program sportiv, care a obținut mențiune la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, fotbal licee, etapa finală, coordonator Nacu Ionuț Nicolae. Se pregătește echipa de fotbal fete juniore 1 liceu, capitan de echipă Dumitru Alina Elena, de la CEU program sportiv, locul 1 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, etapa județeană, profesor Nacu Ionuț Nicolae. Se pregătește echipa de fotbal licee băieți, capitan Chirilescu Vasile, de la CEU program sportiv, care obține locul 1 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, etapa finală 2015, coordonator domnul profesor Dan Constantin Lupușoru. Baseball junior Plașe Emanuel, care a obținut locul 1 la campionatul național de baseball 1, merge la tot. Pe urmă, echipa de basket, tot baseball, baseball copii, capitan Farcaș Alexandru. Deci, mai departe, echipa de baseball junior 2, capitan Suditu George Iulian, locul 3. Au luat domnii profesori de la acest lucru. Au luat domnii profesori, au luat. Este vaccinul, au luat. Blaze Emanuel, uite un pic pe diploma. Echipa de fotbal licee băieți, capitan Chirilescu Vasile, de la CEU program sportiv, locul 1 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, etapa finală, profesor coordonator Dan Constantin Lupușor. Se pregătește echipa de handbal fete, clasele 5-8, Dan Bărsan, Daria Ele,
de la școala gimnazială Alexandru Anguza, care a obținut locul întâi la Olimpiada Gimnaziilor, etapa județeană. Coordonator, profesoare, Doina Cosma și Ana Maria Dolciu. Urmează echipa de handbal băieți, reprezentant de Radu Alexandru, de la CEU Program Sportiv, care a obținut locul întâi la Olimpiada Gimnaziilor, etapa zonală, coordonator Codruț Mihalache. Se pregătește echipa de handbal Gimnaziu Fete, reprezentant Cristina Elena Roșu, de la Liceu Program Sportiv, care a obținut locul 2 la Olimpiada Gimnaziilor, etapa județene Fete. Coordonator, doamna profesoară Eugenia Tăbuci. Urmează echipa de handbal Liceu Fete, reprezentant Aholtoai Mădălina, de la Liceu Program Sportiv, a obținut locul 2 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, etapa zonală, coordonator Basilica Lazar. Se pregătește echipa de Oină, băieți, clasele 5-8, capitan Plădus Pavel, de la Școala Gimnazială Alexandru Anguza, a obținut locul 2 la Olimpiada Gimnaziilor, etapa județeană, coordonator, doamna profesoară Doina Cosma. Urmează echipa de Oină, gimnaziu, reprezentant ungureanu Alexandru Mihai, de la CEU Program Sportiv, care a obținut locul 2 la Olimpiada Gimnaziilor Oină, etapa județeană. Coordonator Marcel Arcana. Urmează echipa de Oină Liceu 2015, reprezentant Roca Cosmin, de la CEU Program Sportiv, locul 1 la Olimpiada Națională Sportului Școlar Oină Licee, turneul final 2015, coordonator domnul profesor Ioan Popa. Roca Cosmin. Se pregătește echipa de Oină Liceu 2016, reprezentant Amăriei Eduard, de la CEU Program Sportiv, locul 1 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar Oină Licee, etapa zonală, coordonator domnul profesor Ioan Popa. Se pregătește echipa de tetratlon, reprezentat pe Rareș Copuls, la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, care a obținut locul 2 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar Tetratlon, etapa județeană, coordonator doamna profesoară Cristina Florina Grăjdeanu. Copuz Rareș, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu. Sau doamna profesoară Cristina Florina Grăjdeanu. Echipa de volei băieți clasele 5-8, capitan Munteanu Alexandru. Școala Gimnazială Alexandru Anguza, care a obținut locul 3 la Olimpiada Gimnaziilor, etapa județeană. Coordonator doamna Doina Cosma și Lucian Levărdă. Urmează echipa de volei fete clasele 5-8, capitan Cosma Eliza Ioan, de la Școala Gimnazială Alexandru Anguza, locul 3 la Olimpiada Gimnaziilor, etapa județeană, coordonator doamna profesoară Doina Cosma. Se pregătește echipa de volei Mihoc Bianca, capitan de echipă, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, locul 3, Olimpiada Gimnaziei Volei Fete, etapa județeană, coordonator Sergiu Văcar. Echipa de volei băieți, capitan de echipă Mârța Constantin Bogdan, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 1, Olimpiada Județeană a Sportului Școlar, etapa județeană de volei băieți, coordonator domnul profesor Marcel Șerban. Deci Mârza Constantin Bogdan sau domnul profesor Marcel Șerban. Urmează echipa revistei CNR Vista Pricodaria, Silistru Alexandru, Macovei Bogdan, Mihailovici Ana, Nagâz Vlad, Rotaru Sabina, de la Colegiul Național Roman Vodă, care a obținut locul 1 la Festivalul Internațional Concurs Anenis de filme, fotografii și reviste școlare 2005. Coordonator doamna profesoară Ancu Andanacu. Se pregătește echipa revistei Clipa, de coordonată de Aneta Verlovan și Andrei Paraschiv, de la Colegiul Tehnic Danu Piana, titlul de laureat la concursul național de jurnalist și reviste școlare, etapa națională,
coordonator, doamne profesoare, Nadia Cârcu, Gabriela Ioani și Cristina Păun. Se pregătește echipa de tenis de masă, Ușa Izabela, Ana Maria, Fnariu Marian, Mariana, Mârț Alexandru și Baciu Daniel. Școala gimnazială Vasile Alexandrei, locul 3 la Olimpiada Gimnazilor de Tenis de Masă, etapa artezeană, coordonatori Știrbu Corneliu și domnul profesor Bolea Adrian. Gușa Izabela, Ana Maria, Fnariu, Mârț Alexandru și Baciu Daniel. Ana Maria, de la Club Atletic, Școala Alexandru Ancuza, locul 1, la Campionatul Național Copii 1, coordonator doamna profesoară Mihaela Oprescu. Urmează Eva Andrada Aiela, de la Colegiul Național Roman Vodă, care obține locul 1, Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață, etapa județeană, coordonator doamna profesoară Anda Nacu. Echipa de volei fete, capitan de echipă Tisu Bianca, de la Colegiul Național Roman Vodă, care a obținut locul 2 la Olimpiada Județeană a Sportului Școlar, etapa județeană de volei fete, coordonator. Repetăm, echipa de volei fete, capitan de echipă Tisu Bianca, de la Colegiul Național Roma Vodă, locul 2 în Olimpiada Județeană a Sportului Școlar, etapa județeană de volei fete, coordonator domn profesor Marcel Cerban. Urmează Farcaș Izabela Mihaela, Colegiul Național Roma Vodă, locul 3 la concursul de matematică Adolf Haimovici, etapa județeană, coordonator doamna profesoară Gabriela Daniela Suma. Se pregătește Farcaș Vanda Șani, de la Clubul Atletic Școala Calistra Hoca, locul 3 la Campionatul Național Orientare, echipe, coordonator, antrenor Florin Patraș. Urmează Emilian Fărcășel, de la Liceul Tehnologic Vasile Sam, locul 2 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, CROS, etapa județeană, coordonator domnul profesor Teodor Mărtărescu. Se pregătește Filip Diana Ștefania, Clubul Atletic, Școala Mihai Eminescu, locul 2 la Campionatul Național Junior 3, coordonator doamna profesoară Carmen Ederan. Filip Diana Ștefania. Urmează Fârțescu Alexandra, de la Clubul Atletic, Școala Vasile Alexandrei, locul 66, clasamentul național Federației Române de Tenis, coordonator domnul antrenor Ioan Isciuc. Urmează Iarina Foia, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3, la concursul național de matematică Lumina Mat, coordonator doamna profesoară Loredana Anca Leogan. Se pregătește Franz Alexandra Manuela, Școala de Artă Sergiu Celibidache, locul 2 la concursul internațional de interpretare muzicală Emanuel Elenescu Piatra Neamț, premiul 2, Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală etapa zonală de Suceava, premiul 2, coordonator domn profesor Serafim Moise. Urmează Galiuc Alexandra, Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 3, la concursul național de matematică aplicată Adolf Haimovici, etapa județeană, coordonator doamna profesoară Ilenuța Buhai. Se pregătește Aura Gârlovan, de la Colegiul Tehnic Danubiana, titlul de laureat la concursul de creație literară Tinere Condeie, etapa națională, coordonator doamna profesoară Gabriela Aioani. Deci Gârlovan Aura. Urmează Josa Dumitrița, de la Clubul Atletic
care a obținut locul întâi, campionatul național copii 2, coordonator domnul antrenor Dumitru Arteni. Se pregătește Paula Elena Gheorghe de la Colegiul Național Roma Vodă, care a obținut locul 2 la Olimpiada Lectura cu abilitate de viață, etapa județeană, coordonator doamna profesoară Crina Galavan. Urmează Diana Gabriela Gheorghean de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 1 la Olimpiada de Limbă Latină, etapa județeană, coordonator doamna profesoară Nicoleta Tudor. Se pregătește Carina Gheorghiță de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2, Olimpiada de Lingvistică, etapa județeană, și locul 2 la Olimpiada de Limbă Engleză, etapa județeană. Coordonatori, doamnele profesoare, Roxana Prisacaru și doamna profesoară Sorina Tanciu. Urmează Gergel Georgian Monel de la Clubul Sportiv Bau Roman, locul 3 la Campionatul European de Guanchido Verona, coordonator Vieru Ștefan Florinel. Următorul, Radu Ghiță, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 1, la Olimpiada de Matematică, etapa județeană, coordonator doamna profesoară Husaru Nichita Petronela. Se pregătește Mihai Iusan, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, care obține locul 2 la Concursul Național de Chimie Pietru Poni, Olimpiada de Chimie a Liceilor Tehnologice, etapa județeană, coordonator doamna profesoară Liliana Anițe. Iuzan Mihai. Urmează Iuzan Eduard Cosmin, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, care obține locul 3 la Concursul Național de Matematică Aplicată Adolf Haimovici, etapa județeană, coordonatoare doamna profesoară Adriana Petrovici. Urmează Roxana Otiria Ghiuzan, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, care obține locul 1 la Concursul Național de Matematică Aplicată Adolf Haimovici, etapa județeană, coordonatoare tot doamna profesoară Adriana Petrovici. Se pregătește Gabriela Gorbos, de la Clubul Atletic și Școala Gimnazială Mihai Eminescu, locul 3 la Jocurile Balcanice Cadeți, coordonator antrenor Dumitru Arteni. Urmează grădinarul Alexandra Gabriela, Liceul Tehnologic Vasile Sau, locul 1 la Concursul Național Pietru Poni, etapa județeană, coordonatoare doamna profesoară Paula Aldeancă. Grădinarul Alexandra Gabriela. Urmează Grigoraș Elena Roxan, de la Colegiul Național Roman Vodă, care a obținut locul 3 la Olimpiada de Limbă Latină, etapa județeană, coordonator doamna profesoară Nicoleta Tudor. Se pregătește Arabagiu Emil Gabriel, de la Colegiul Tehnic Pietru Poni, care a obținut locul 2 la Olimpiada de Discipline din Area Curriculară Tehnologii, Domeniul Construcții, Instalații și Lucrări Publice, faza județeană, coordonator doamna profesoară Mirela Hoșui. Cârșa Larisa Teodora, de la Școala de Artă Sergiu Celibinat, locul 2 la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, etapa zonală Suceava, și Concursul Internațional de Interpretare Muzicală Internațională Emanuel Elenescu, Piatra Neamț, premiul 3. Coordonator domn profet Samă Vasile Iulian. Se pregătește Daniela Hociun, la Clubul Atletic Școala Calistra Hogaș, locul 2 la Campionatul Național Ski, orientare lungă distanță, coordonator antrenor domnul Florin Patraș. Se pregătește Vlad Petru Hociun, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 1 la Olimpiada Tehnologia Informației, etapa județeană, coordonator doamna profesoară Marta Gherca. Riscu Octavia, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Concurs Național de Fizică Fii și locul 3 la Olimpiada Județeană Științe pentru Junior. Coordonator, domnul profesor Constantin Ostafe, doamna profesoară Elisabeta Ploscă, doamna profesoară Crenguța Burlacu. Urmează Bușanu Diana Uria, de la Colegiul Național Roman Vodă, premiul special la Olimpiada de Limbi Clasice, etapa națională, coordonator doamna profesor
Sarea Nicoleta Tudor. Se pregătește Andrei Iacob de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 2, la Olimpiada Tehnologiei în domeniul mecanic, etapa județeană, coordonator, doamne profesor, Nicoleta Munteanu, Doina Barbu, Minodora Lemnaru și Elena Iordache. Urmează Iamandi Ana Maria, Colegi Național Roman Vodă, locul 3, Olimpiada Limba Engleză, etapa județeană. Coordonator, doamna profesoară Monica Chereji. Se pregătește Efrim Vasile Alexandru de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrei, mențiune specială la Olimpiada Națională de Chimie, etapa națională, locul 2 la Concursul Național de Chimie Magda Petrovanu și locul 2 la Olimpiada de Istorie, etapa județeană. Coordonator, doamna profesoară Gianina Condurat și doamna profesoară Tania Simedia. Urmează Ignat Miruna Mihaela, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 1 la Concursul Festival Internațional de Creație, Copil ca tine sunt și eu, limba română, coordonator domn profesor Paul Alexandru. Urmează Ilie Oana Andreea, Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Olimpiada Tehnologia Informației, etapa județeană, coordonatare doamna profesoară Magda Gherca. Se pregătește Ilieș Adrian Daniel de la Colegiul Național Roman Vodă, premiu special la Olimpiada de Neogreacă, etapa națională, coordonator doamna profesoară Elena Cristea. Se pregătește Ioan Vladimir de la Clubul Sportiv AU Roman, locul 2, Campionatul European Panchito Verona, locul 1 la Campionatul Național Panchito Constanța, și locul 3 e Campionatul Național de Arte Tradițional, coordonator Mihai Cristea. Urmează Eduard Iosif, de la Colegiul Național Roman Vodă, premiu special, Olimpiada de Neogreacă, etapa națională, coordonator doamna profesoară Elena Cristea. Se pregătește Ipate Daria, de la Geotehnologii Vasile Sav, Școala Gimnazială Carol I, laureat la Concursul Național Tinere Condei, etapa națională. Coordonator, doamna profesoară Eugenia Ștefanin. Se pregătește Patricia Iurașcu, de la Clubul Atletic, Școala Gimnazială Căsă Hogaș, locul 2 la Campionatul Național Copii 2, coordonator, doamna profesoară Mihaela Obrejna. Urmează Lazar Ovidiu Andrei, de la Liceul Program Sportiv, care obțin locul 1 la Olimpiada de Geografie, etapa județeană. Coordonatoare, doamna profesoară Irina Pătrăuceanu. Lazar Ovidiu Andrei, de la Joc cu Program Sportiv. Se pregătește Leahu Maria Cristina, Clubul Sportiv Pau Roman, locul 1, Campionatul Național de Panchito Constanța, locul 2 la Campionatul Național de Arte Tradiționale, coordonator, profesor Mihai Cristea. Leahu Maria Cristina. Urmează Leangă Ioana Ana Maria de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrei, care a obținut locul 3 Olimpiada Limbă și Literatura Română, etapă județeană, coordonator doamna profesoară Liliana Moldovean. Se pregătește Ioana Levută de la Colegiul Național Roman Vodă, care a obținut locul 2 la Olimpiada de Neogreacă, etapa națională, coordonator doamna profesoară Elena Cristea. Și Levârd Matei și Școala Gimnazială Vasile Alexandrin, locul 1 la Olimpiada de Neogreacă, etapa județeană, coordonator doamna profesoară Elena Cristea. Se pregătește Loțică Alina Mihaela, de la Școala Gimnazială Mihai Ionescu, care a obținut locul 1 la Olimpiada Națională Sportului Școlar Tetatlon, etapa județeană, coordonator domn profesor Marian Danțiș. Lozincă Alina Mihaela. Sau domnul profesor Marian Danțiș. Lucaș Beatriz, de la Geo Program Sportiv, locul 3, la Campionatul Național Școlar, etapa finală, coordonator domnul profesor
profesor Emilian Floroiu, Lucas Beatriz, sau domnul profesor Emilian Floroiu. Se pregătește lupul Denisa Mihaela, la Colegiul Tehnic Miron Costin, care a obținut locul întâi la Olimpiada de Religie Romano-Catolică, etapa județeană, coordonator doamna profesoară Mihaela Ciobanu. Macovei Bogdan, de la Colegiul Național Roman Vor, locul 3, la Olimpiada de Limba Română, etapa județeană, coordonator doamna profesoară Anda Nacu. Urmează Mandache Andreea Ioan, de la Școala Gimnazială Caristra Hogaș Roman, locul 3, la Olimpiada de Limba Română, etapă județeană, coordonator doamna profesoară Cazacu Ramona Ionela. Se pregătește Andrei Manolache, de la Colegiul Național Roman Vodă, care a obținut mențiune la Olimpiada de Chimie, etapă națională, și locul 1 la Olimpiada de Chimie, etapă județeană, coordonator doamna profesoară Aurica Enescu. Se pregătește Diana Elena Manolache, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 1 la concurs național referat în Universitatea Ștefan Procopiu, coordonator doamna profesoară Ana Ieremia. Urmează Irina Margaș, la Club Atletic Școala Alexandru Anguza, locul 3 la Campionatul Național Copii 2, coordonator Dumitru Arteni. Se pregătește Mănescu Ștefan, de la Clubul Sportiv Bau Roman, locul 1 la Campionatul European de Quantido Verona, locul 1 la Campionatul Național de Quantido Constanța și locul 1 la Campionatul Național de Arme Tradiționale, coordonator profesor Mihai Cristea. Urmează Martinaș Andreea Gianina, Colegiul Tehnic pentru Poni, locul 3, la Olimpiada Disciplină din Area Curriculară Tehnologiei, Domenia Protecției Mediului, coordonator domnul profesor Gabriel Paraschiva și Liță Maricica. Martinaș Mares, de la Ceul Tehnologic Vasile Sau, locul 3, Concursul Național de Matematică Aplicată Adolf Haimovici, pe națională, coordonator doamna profesoară Zenobia Răbrescu. Urmează Diana Mărtișcă, la Școala Gimnazială Alexandru Guza, locul 2, la Olimpiada de Religie Romano-Catolică, etapa județeană, martie 2016, coordonator doamna profesoară Bejan Lucia Cena. Mătășel Mario Alessandro, de la Școala de Artă Sergiu Celibidache, locul 1, la concurs interjudețean Noelia Presacaru, Focșan și premiul 3 la concurs național de interpretare instrumentară Lira de Aur de la Suceava, coordonator domnul profesor Gabriel Marc. Fabian Mihăieș, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 3, la concurs național de matematică aplicată Adolf Haimovici, etapa județeană, coordonatoare doamna profesoară Ilenuța Buhar. Se pregătește Minuț Marin Denisa, de la CEU Program Sportiv, care a obținut mențiune la Olimpiada Pregătire Sportivă Teoretică Etapa Națională și locul 1 la Olimpiada Pregătire Sportivă Teoretică Etapa Județeană, coordonator doamna profesoară Eugenia Tăruci. Se pregătește Miron Ionela Simon, de la Colegiul Național Roman Vodă, premiul special Olimpiada de Religie Ortodoxă, etapa națională și locul 1 la Concursul Național de Cultură, Spiritualitatea Românească, etapa națională 2015, coordonator profesor Cercel Păstel, iar pentru 2015, doamna profesor Păietanu Ana Maria și Dumnezeu Alexandru. Urmează Andreea Mârț, Colegiul Național Roman Vodă, locul 1 la Olimpiada de Limbă Latină și de etapa județeană și locul 2 la Olimpiada de Limbă și de Română, etapa județeană. Coordonatori, doamna profesoară Ana Maria Stoica și domnul profesoară Gabriela Romano. Urmează Mocănașul Bogdan, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 1, Olimpiada Tehnologiei, domeniul electronic, automatizări, etapa județeană, coordonator. Pipirici, Loredana, Lăcrămeara Proșniță, Marilena Ungureanu și domnul Daniel Curpă. Moisei Gabriel Valentin, Clubul Sportiv Bau Roman, locul 1,
Campionatul Național Panghidon Constanța, coordonator Mihai Cristea. Se pregătește Luiza Modoban de la Liceul Tehnologic Vasile Saf, locul 2, la Piada Națională a Sportului Școlar Cereos, etapa județeană, coordonator Teodor Mărdărescu. Urmează Moroianu Cristina de la Liceul Program Sportiv, locul 3, Campionatul Național Școlar, etapa finală, coordonator domnul profesor Liviu Budeanu. Urmează Munteanu Bianca Maria, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3, concursul de matematică Adolf Haimovic, etapa județeană, coordonatoare doamna profesoară Gabriela Daniela Suma. Urmează Muraru Claudia Maria, de la Liceul Tehnologic Vasile Saf, care obține locul 3 la Olimpiada Tehnologiei, domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, etapa județeană, coordonatoare doamna profesoară Lăcrămeara Ploșniță, Marilena Ungureanu și domnul profesor Vasile Dudău. Se pregătește Mustiață Marius, de la Liceul Program Sportiv, care a obținut locul 2 la Campionatul Balcanic de Juniori, locul 1, Campionatul Național Școlar, etapa finală, și locul 2 la Olimpiada Pregătire Sportivă Teoretică, etapa județeană. Coordonator domnului profesor Emilian Floroiu și Ionuț Nacu. Urmează Nanu Dan Junior, de la Cluba Atletic Școală Alexandru Augustin. În clasamentul național, locul 90 al Federației Române de Tenis, coordonator Ioan Isiu. Nădejde Mihai Andrei, de la Clubul Sportiv Baoroma. Locul 1, Campionatul Național Panghidon Constanța, locul 1 la Campionatul Național de Arme Tradiționale, coordonator profesor Mihai Cristea. Se pregătește Ioana Năstase, de la Colegiul Național Roman Vodă, care a obținut locul 2 la Olimpiada de Limbă Franceză, etapa județeană, coordonator doamna profesoară Paula Dornescu. Se pregătește Năstase Liviu Alexandru, de la Liceul Tehnologic Vasile Saf, locul 1, concursul național Petru Poni, etapa județeană, coordonator, doamna profesoară Paula Leancă. Urmează Nebunici Ana Maria, de la Liceul Tehnologic Vasile Saf, locul 3, concursul național de matematică aplicată Adolf Haimovic, etapa județeană, coordonator, doamna profesoară Ilenuța Buhai. Se pregătește Gabriela Nistor, de la Clubul Atletic Școala Alexandru Ioan Buza, locul 1, Campionatul Național Copii 2, coordonator, domnul antrenor Dumitru Artemie. Urmează Nistor Șerban, la Liceu Program Sportiv, locul 3, Campionatul Național Sală Junior 2, coordonator Emilian Floroiu. Urmează Ocugura Andrew Hiroaki, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2, la Concursul Național de Fizică și locul 3, la Olimpiada de Informatică, etapa județeană, și locul 2, la Olimpiada Județeană de Matematică, calificat la faza finală. Coordonator Constantin Ostafe, domnul profesor Florin Moldovan și domnul profesor Marian Ursărescu. Urmează Olinici George, de la Liceu Program Sportiv, locul 3, la Olimpiada de Pregătire Sportivă Teoretică, etapa județeană, coordonator, domnul profesor Nacu Ionuț Nicolae. Se pregătește Oprea Madalin Paul, de la Clubul Atletic și la Școala Gimnazială Mihai Minescu, într-un locul 3, Campionatul Național Copii, coordonator, profesor Ilian Coruga. Pal Bianca, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 1 la Olimpiada de Limbă Latină, etapa județeană, coordonator doamna profesoară Nicoleta Tudor. Urmează Paraghia Rareș Marian, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrei, care a obținut locul 2, Olimpiada de Geografie, etapa județeană, și locul 2 la Concursul Național de Chimie Magda Petrovanu, coordonator doamna profesoară Tania Simeria și Gianina Condurat. Urmează Paneite Adrian Mihai, de la Colegiul Național Roman Vodă, care a obținut locul 3 la Olimpiada de Tehnologie a Informației, etapa județeană, coordonator domnul profesor Florin Moldovan.
se pregătește Pascal Andreea Diar, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Olimpiada Lectura ca abilitate de viață, etapa județeană, Băltoi Mihaela. Pascal Andreea Diar. Marius Reuna, de la Colegiul Tehnic Petru Pon, locul 1 la Olimpiada Disciplinei de Area Curriculară Tehnologii, domeniul construcții, instalații și lucrări publice, faza județeană, coordonator la profesoară Mirela Hurșut, Pavel Andreea Lăcrăbeară, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la concursul de matematică Adolf Haimovici, etapa județeană, coordonatoare doamna profesoară Loredana Anca Leureanu. Urmează Mircea Papu, de la Colegiul Tehnic Danubiana, locul 3 la Olimpiada Tehnologii, etapa județeană, coordonator domnului profesor Grigoraș Simona, Costache Lăcrăbeară, Moise Irena, Luminița Pandelea, Mintenică Bodnaru, Pătrașcu Claudiu, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 3, Olimpiada și Plină de Area Curriculară Tehnologii, domeniul material construcții, faza județeană 2016, coordonator, doamna profesoară Anișoara Escu Manolache Marieta. Paulescu Olimpian Toma, de la Liceul Tehnologic Vasile Sava. Locul 2, Olimpiada Tehnologiei Electronică, Automatizării, etapa națională. Coordonator, doamna profesor Stolnean Mărioară, Lăcrăbeară Prodiță, Marilena Ungureanu și Daniel Curpa. Pântea Corina Elena, de la Liceu cu program sportiv, locul 1, Campionatul Național Aruncări Lungi, copii 1, coordonator, domnul profesor Emilian Floroi. Pierie Eduard Ionel, liceu program sportiv, locul 3 la Campionatul Național Aruncări Lungi, junior 2, etapa finală, coordonator, domnul profesor Lucica Cocoș. Peste Alexandru, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, a obținut locul 2 la concursul național matematică aplicată, Adolf Haimovici, etapa județeană, coordonatoare, doamna profesoară Ilinuța Bulari. Peste Alexandru. Urmează Petru Elena Manuela, de la Școala de Artă Sergiu Vidache, care a obținut locul 2 la concursul internațional de interpretare muzicală Emanuel Elenescu Piatra Neamț, premiul 2, Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, etapa națională Suceava, premiul 3, coordonator doamna profesoară Diana Damian. Urmează Petrache Ioan Marcel, Colegiul Tehnic Miron Costin, locul 2 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, cross, etapa județeană, coordonator doamna profesoară Carmen Grădinaru. Invităm pe Petrișor Paula Gianina, de la Centrul Tehnologic Vasile Sav, care a obținut locul 3 la Olimpiada de Tehnologii, domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, etapa județeană, coordonatoare doamna profesoară Lăcrăbeară Ploșniță, Marilena Ungureanu și domnul profesor Vasile Dudou. Urmează Petrișor Sabina, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 2, la concursul de matematică Adolf Haimovici 2016, etapa județeană. Coordonator, domnul profesor Ioan Palășanu. Petrișor Sorin Alexandru, de la Colegiul Tehnic Miron Costin, locul 3, la Olimpiada Disciplinei de Area Curriculară Tehnologiei, etapa județeană, coordonatoare doamne profesoare Stoia Mioara, Simeon Daniela. Petruț Rebecca, de la Colegiul Tehnic Petru Pom, locul 2, Olimpiada de Religie, Cult Romano-Catolic, faza județeană 2016, coordonator Mihaela Puslav. Pintilie Ioana, Colegiul Național Roman Vodă, mențiune la Olimpiada Lectura ca abilitate de viață, etapa națională, coordonatoare, doamna profesoară Roxana Prisacaru. Plai Ioana Ian, Colegiul Național Roman Vodă, locul 1, Olimpiada de Limbă Engleză, etapa județeană, coordonatoare, doamna profesoară Sorina Danciu. Poiată
Ștefan Valentin, Clubul Sportiv Bau Roman, locul 2 la Campionatul European cu Antido Verona, locul 1 la Campionatul Național cu Antido Constanța și locul 1 la Campionatul Național de Arme Traționale, coordonator profesor Mihai Cristian. Rareș Ponenciu, de la Colegiul Național Roman Vodă, mențiune la Olimpiada de Matematică, etapa națională. Locul 2, la Olimpiada de Matematică, etapa județeană. Locul 1, la Olimpiada de Informatică, etapa județeană. Și locul 1, la Concursul Național de Fizică, fiind coordonator, domnul profesor Gabriel Constantin, domnul profesor Gabriel Florin și doamna profesoară Irenia Anu. Potoroacă Maria, de la Colegiul Tehnic pentru Poni, locul 3 la concursul de matematică Adolf Haimovic, 2016, etapa județeană, coordonatoare doamna Dorina Diagon. Brăjescu Marian Petre, de la Colegiul Național Roman Vodă, poziția 42 în clasamentul Federației Române de Tenis, locul 2 la Campionatul Național Categoria 18 echipe, ani echipe masculine a Federației Române de Tenis, coordonator Tereza Lungu și Strade Daniel. Prichici Maria Sânziana, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Concursul Național de Fizică și coordonatoare doamna profesoară Claudia Ceman. Andrei Pricop, Liceul Tehnologic Vasile Sau, locul 2 la Concursul Național de Matematică Aplicată Adolf Haimovic, etapă județeană, coordonatoare doamna profesoară Adriana Petrovic. Pricope Daria, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Olimpiada de Științe Socio-Umane, etapă județeană, coordonator domnul profesor Gheorghe Spoiar. Prisacaru Maria, Școala de Artă Sergiu Draghi, locul 3 la Concursul Național de Interpretare Pianistică al Cenci Piatra Neamț, premiul 3. Coordonatoare Fredina Zilberman. Pușcașul Egidiu Cosmin, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3, Olimpiada de Limba Latină, etapa județeană, coordonatoare doamna profesoară Nicoleta Tudor. Urmează Răchiteanu Amalia Petronela, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, locul 1, la Olimpiada de Limba Engleză, etapa județeană, locul 3, la Olimpiada de Limba și Literatura Română, etapa județeană, coordonator profesoare Loredana Trufoș și domnul profesor George Lăzărescu. Rădăuceanu Bogdan, de la Clubul Copiilor Rock, locul 2 la Campionatul Național de Karting, Memorialul Codruz Moran și Ian Ferenț. Coordonator antrenor Balin Sorin Ilian. Rădăuceanu Grigore Ștefan, Clubul Sportiv Bau Roman, Clubul Copiilor Roman, locul 3 Campionatul Național cu Antidor Constanța, locul 2 la Campionatul Național de Karting, Memorialul Codruz Moran și Iane Ferenț, coordonator profesor Mihai Cristea și antrenor Balin Sorin Iulian. Revista Orizontul, reprezentant al Consiliului de Redacție, Balin Paul Daniel, de la Liceul Teologic Roman, Romano-Catolic Sfântul Francis de Assisi, care a obținut titlul de laureat la concursul jurnalist reviste școlare, etapa națională, coordonatoare doamna profesoară Monica Grosu. Vasiliu Adelina, la Clubul Atletic Joe's Program Sportiv Roman, locul 3, la Campionatul Național Junior 2, coordonator, domnul antrenor Dumitru Arteni. Vieru Ștefan, Liceul Teologic Episcop Melchisedec, locul 3, la Olimpiada de Religie Ortodoxă, etapa națională, coordonator, domnul profesor Florin Riban. Și Frânceanu Ema Medea, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Olimpiada Limba Engleză, etapă județeană, coordonatoare doamna profesoară Sorina Danciu. Urmează premierea domnilor profesori coordonatori care au obținut rezultat.
rezultatele naționale și la concursurile școlare. Vreau să vă spun că premiile au fost alocate pentru ele funcție de performanță, funcție de nivelul pe care s-au calificat în concordanță cu regulamentul adoptat pe hotărâre de către Consiliul Local. Premiile așadar, de la cele care au fost pentru inițiatori, pentru începători, au mers între 50 și 400 de lei. Pentru profesori a mers cu același quantum de la A la Z. Vă felicit, dragi colegi, și vă urez mult succes în continuare, pentru că duceți mai departe acest steag al competiției, al educației și al instruirii adevărate. Vă mulțumesc și trecem la premierea domniilor voastre. Domnul profesor Ababe Gheorghe, de la Colegiul Tehnic Danubiana, Roman. Urmează doamna profesoară Marilena Adăscăliță, de la Colegiul Tehnic Miron Costil. Se pregătește doamna profesoară Ana Maria Agape, de la Colegiul Tehnic Miron Costil. Urmează doamna Gabriela Aioani, de la Colegiul Tehnic Danubiana. Se pregătește
liceul cu program sportiv. Doamna profesoară Buhai Irinuța, dar liceul tehnologic Vasile Saf. Urmează doamna profesoară Burlacu Crenguța, de la Colegiul Național Roman Vodă. Se pregătește domnul profesor Burlacu Ion, de la Școala de Artă Sergiu Ceremitani. Urmează doamna profesoară Pânaru Mintenica, de la Colegiul Tehnic Danubian. Doamna profesoară Pânaru Mintenica. Urmează doamna profesoară Buzău Cristina, de la Liceul Program Sportiv. Și se pregătește doamna profesoară Cazacu Ramona Ionela, de la Școala Gimnazială Calisnat Hogaș Roma. Doamna profesoară Crina Cărbușor, de la Colegiul Tehnic Miron Costin. Se pregătește domnul profesor Cercel Costel, de la Colegiul Național Roman Vod. Domnul profesor Cercel. Urmează doamna profesoară Chereji Monica, de la Colegiul Național Roman Vodă. Se pregătește domnul profesor Ciobanu Constantin, de la Liceul cu program sportiv. Urmează doamna profesoară Ciobanu Mihaela, de la Colegiul Tehnic Miron Costin. Se pregătește domnul profesor preot Ciobanu Vasile Bogdan, de la Liceul Tehnologic Episcop Melchisedec. Urmează doamna profesoară Nadia Cârcu, de la Colegiul Tehnic Danubian. Se pregătește doamna profesoară Copzaru Cristina, Colegiul Tehnic Danubian. Urmează doamna profesoară Coguț Odilia, de la Colegiul Național Roman Vodă. Se pregătește doamna profesoară Gianina Condurat, la Școala Gimnazială Vasile Excelentei. Urmează domnul profesor Constantin Gabriel, de la Colegiul Național Roman Vodă. Se pregătește domnul antrenor Ilian Corugă, de la Clubul Atletic Roman. Urmează doamna profesoară Costache Lăcrăcară, Colegiul Tehnic Danubian. Se pregătește doamna profesoară Cosma Tonina, de la Școala Gimnazială Alexandra Ambuga. Urmează doamna profesoară Cosma Mariana, de la Colegiul Tehnic Miron Costin. Se pregătește doamna profesoară Elena Cristea, de la Colegiul Național Roman Vodă. Urmează domnul profesor Mihai Cristea, la Clubul Sportiv Bau. Se pregătește domnul profesor Bucoș Lucică, de la Liceul Program Sportiv. Urmează domnul profesor Gurpan Daniel, de la Liceul Tehnologic Vasile Sap. Se pregătește doamna profesoară Damian Diana, de la Școala de Artă Sergiu Ceremitani. Urmează doamna profesoară Sorina Tanciu, de la Colegiul Național Roman Vodă. Se pregătește domnul profesor Marian Danțiș, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu. Se pregătește doamna
doamna profesoară Odilia Danțiș, de la CEO Program Sportiv. Urmează domnul profesor Danila Gheorghe, de la CEO Program Sportiv. Se pregătește doamna profesoară Diaconu Dorin, de la Colegiul Tehnic Petru Poli. Urmează doamna profesoară Dima Cristina, de la Colegiul Tehnic Miron Costin. Se pregătește domnul antrenor Tuci Dușan, de la Box Club Municipal Roman. Invităm pe doamna profesoară Togan Paula Odil, de la Colegiul Național Roman Vodă. Urmează doamna profesoară Dultu Ana Maria. Se pregătește doamna profesoară Dornescu Paula, de la Colegiul Național Roman Vodă. Urmează doamna profesoară Drâmbe Monica, de la Colegiul Tehnic Petru Poni. Se pregătește domnul profesor Duca Basilică Cezar, de la Școala de Artă Sergiu Celibidache. Urmează domnul profesor Dudău Vasile, de la CEU Tehnologic Vasile Sam. Invităm pe doamna profesoară Enescu Aurica, de la Colegiul Național Roman Vodă. Urmează doamna profesoară Escu Anișoara, de la Colegiul Tehnic Petru Pun. Se pregătește domnul profesor Floroiu Emilian, de la CEU Program Sportiv. Urmează doamna profesoară Gala Van Crina, de la Colegiul Național Roman Vodă. Urmează domnul profesor Gavril Florin, de la Colegiul Național Roman Vodă. Doamna profesoară Gavril Paraschiva, de la Colegiul Tehnic Petru Poni. Doamna profesoară Ceman Claudia, de la Colegiul Național Roman Vodă. Invităm doamna profesoară Gheorghiță Cristina, de la Colegiul Național Roman Vodă. Urmează doamna profesoară Gheorghiu Maria, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii. Invităm pe doamna profesoară Gheorghe Magda, de la Colegiul Național Roman Vodă. Urmează doamna profesoară Gârbea Renata Camelia, de la Școala Gimnazială Sandra Burga. Invităm pe domnul profesor Gorgos Ionel, de la Colegiul Tehnic Petru Poni. Urmează domnul profesor Goza Gheorghe, de la CEU Teologic Episcop Melchisedec. Invităm pe doamna profesoară Carl Grădinaru, de la Colegiul Tehnic Miron Costin. Invităm pe doamna profesoară Grăjdeanu Florina Cristina, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu. Urmează doamna profesoară Grecu Florentina, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii. Invităm pe doamna profesoară Grigoraș Simona, de la Colegiul Tehnic Danubiana. Urmează doamna profesoară Grosu Monica, de la Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francis de Asisi. Doamna profesoară Hopulele Fericia, de la Liceul Teologic Episcop Melchisedec. Invităm pe domnul profesor Heriban Florin, de la Liceul Teologic Episcop Melchisedec.
profesoară Horșoi Mirela, de la Colegiul Tehnic Petru Poni. Invităm pe doamna profesoară Husaru Nikita Petronela, de la Colegiul Național Roman Vodă. Doamna profesoară Ederan Carmen, de la Clubul Atletic Roman. Doamna Iriuță Liliana, de la Școala Gimnazială Sandra Ancuza. Urmează doamna profesoară Iordache Irina, Liceul Tehnologic Vasile Sav. Se pregătește doamna profesoară Irimia Ana, de la Colegiul Național Roman Vodă. Invităm pe domnul profesor Irimia Gheorghe, de la Colegiul Național Roman Vodă. Se pregătește domnul antrenor Ioan Isciuc, de la Clubul Atletic Roman. Urmează domnul profesor Istrate Daniel, de la Colegiul Național Roman Vodă. Invităm pe doamna profesoară Juravre Cristina, de la Colegiul Tehnic Petru Pon. Invităm pe domnul profesor Lariu Silviu, de la Colegiul Național Roman Vodă. Invităm pe doamna profesoară Lazar Basilica, de la Liceul Program Sportiv. Invităm pe doamna profesoară Lăpușneanu Loredana, de la Colegiul Tehnic Petru Poni. Invităm pe domnul profesor George Lăzărescu, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu. Doamna profesoară Leancă Paula, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav. Doamna profesoară Lefter Magdalena, Colegiul Tehnic Miron Costin. Urmează doamna profesoară Lemnaru Finadura, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav. Se pregătește doamna profesoară Leoreanu Anca Loredan, la Colegiul Național Roman Vodă. Urmează domnul profesor Lucian Leverdă, de la Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza. Se pregătește domnul profesor Preot Dumnezeu Alexandru, Școala Gimnazială Mihai Enescu. Urmează doamna profesoară Lungu Tereza, Colegiul Național Roman Vodă. Invităm pe domnul profesor Constantin Lupușoru, de la Liceul Program Sportiv. Urmează domnul profesor Lupușoru Constantin Dan, de la Liceul Program Sportiv. Urmează domnul președinte al Clubului Atletic Roman, Magovei Traian. Se pregătește domnul profesor Manea Sorin, de la Liceul Program Sportiv. Invităm pe doamna profesoară Manolache Marieta, de la Colegiul Tehnic Petru Poni. Se pregătește domnul profesor Marc Gabriel, de la Școala de Artă Sergiu Celibidar. Urmează doamna profesoară Mândășescu Alexandra, de la Colegiul Tehnic Miron Costin. Se pregătește domnul profesor Mărtărescu Teodor, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav. Invităm pe domnul profesor Merfea Romeu, de la Colegiul Național Roman Vodă. Se pregătește domnul profesor Mihalache Codruț, de la Liceul Program Sportiv. Urmează doamna profesoară
Mihalache Ionela de la școala gimnazială Vasile Alexandri. Invităm pe domnul profesor Mihoc Ciprian de la Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francis de Assisi. Invităm pe doamna profesoară Moise Elena de la Colegiul Tehnic Canubiana. Urmează domnul profesor Moise Serafin de la Școala de Artă Sergiu Celibidache. Se pregătește domnul profesor Moldovanu Florin de la Colegiul Național Roman Vodă. Invităm pe doamna profesoară Liliana Moldoveanu la Școala Gimnazială Vasile Alexandri. Se pregătește doamna profesoară Nicoleta Munteanu de la Liceul Tehnologic Vasile Sa. Urmează doamna profesoară Nacu Anda de la Colegiul Național Roman Vodă. Invităm pe domnul profesor Nacu Ionus Nicolae de la Liceul cu program sportiv. Urmează doamna profesoară Nichifor Maria de la Colegiul Tehnic Petru Poni. Se pregătește doamna profesoară Nița Maricica de la Colegiul Tehnic Petru Poni. Urmează domnul profesor Obreja Mihaela de la Clubul Atletic Roman. Se pregătește domnul profesor Onel Alexandru, Liceul Tehnologic Vasile Sav. Urmează domnul profesor Constantin Ostafe de la Colegiul Național Roman Vod. Se pregătește domnul Radu Otcuparu de la Box Club Municipal Roman. Urmează domnul profesor Paloșanu Ioan de la Colegiul Tehnic Petru Pun. Se pregătește doamna profesoară Pandelea Luminița de la Colegiul Tehnic Danubiana. Invităm pe doamna profesoară, domnul profesor Pascaru Cornelu Viorel de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu. Urmează domnul antrenor Florin Patraș de la Clubul Atletic Roma. Invităm pe doamna profesoară Irina Pătrăuceanu de la Liceul Program Sportiv. Doamna profesoară Păun Cristina de la Colegiul Tehnic Danubiana. Invităm pe doamna profesoară Petrovici Adriana de la Liceul Tehnologic Vasile Sav. Se pregătește doamna profesoară Pitirici Loredana de la Liceul Tehnologic Vasile Sav. Invităm pe domnul profesor Pântea Sorin de la Colegiul Național Roman Vodă. Doamna profesoară Păslaru Mihaela de la Colegiul Tehnic Petru Poni. Invităm pe doamna profesoară Pluscă Elisabeta de Colegiul Național Roman Vodă. Urmează doamna profesoară Prociță Lăgrămioara de la Liceul Tehnologic Vasile Sav. Invităm pe domnul profesor Ioan Popa de la Liceul Program Sportiv. Se pregătește doamna profesoară Prisacaru Roxana de la Colegiul Național Roman Vodă. Invităm pe doamna profesoară Mioara Prisada de la Școala de Artă Sergiu Celibidache. Invităm pe domnul profesor Radu Florin, Colegiul Tehnic Petru Poni. Doamna profesoară Rădulescu Zenobia de la Liceul Tehnologic Vasile Sav. Invităm pe doamna profesoară Romano Gabriela de la Colegiul Național Roman Vodă.
doamna profesoară Rusu Mihaela Dana de la Colegiul Tehnic Miron Costin. Doamna profesoară Rusu Maria de la Colegiul Tehnic Petru Pun. Domnul profesor Rusu Viorel de la Colegiul Național Roman Vodă. Domnul profesor Severin Irinel de la Colegiul Național Roman Vodă. Invităm pe doamna profesoară Simeria Tania de la Școala Națională Vasile Alexandrin. Urmează doamna profesoară Simion Daniela de la Colegiul Tehnic Miron Costin. Invităm pe doamna profesoară Sofronie Mariana de la Liceul Teologic Romano-Catolic sub frații de Asisi. Invităm pe domnul profesor Spoială Gheorghe de la Colegiul Național Roman Vodă. Urmează doamna profesoară Stan Mihaela de la Colegiul Tehnic Petru Poni. Invităm pe doamna profesoară Stoia Mioara de la Colegiul Tehnic Miron Costin. Se pregătește doamna profesoară Stoica Ana Maria Irina de la Colegiul Național Roman Vodă. Invităm pe doamna profesoară Stornean Mărioara de la Liceul Tehnologic Vasile Savu. Urmează doamna profesoară Stonico Simona de la Colegiul Tehnic Petru Poni. Invităm pe doamna profesoară Suman Daniela Gabriela de la Colegiul Național Roman Vodă. Doamna profesoară Susanu Cristina de la Colegiul Tehnic Petru Poni. Urmează domnul profesor Șerban Marcel de la Colegiul Național Roman Vodă. Doamna profesoară Ștefaniu Eugenia de la Liceul Tehnologic Vasile Sav. Domnul profesor Știrbu Corneliu de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrin. Urmează doamna profesoară Tăbuci Eugenia de la Liceul cu program sportiv. Se pregătește domnul profesor Termocel Aderin de la Colegiul Tehnic Miron Costin. Invităm pe domnul profesor Tisu Costel de la Colegiul Tehnic Petru Poni. Urmează doamna profesoară Toderica Mihaela de la Colegiul Tehnic Petru Poni. Invităm pe doamna profesoară Trufaș Loredana de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu. Doamna profesoară Tudor Nicoleta de la Colegiul Național Roman Vodă. Domnul profesor Turcu Nicolae de la Liceul Tehnologic Vasile Sav. Invitat pe domnul profesor Țocu Marius, de la Liceul cu program sportiv. Urmează doamna profesoară Ungureanu Marilena, de la Liceul Tehnologic Vasile Sapu. Invitat pe domnul profesor Ursărescu Marian, de la Colegiul Național Roman Vodă. Urmează domnul profesor Bacaru Sergiu de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrin. Invităm pe domnul profesor Vieru Ștefan Florinel de la Clubul Sportiv PAO Roman. Invităm pe doamna profesoară Lia Voinea de la Școala de Artă Serviciu Celibidare. Se pregătește domnul profesor Zamă Vasile Iulian de la Școala de Artă Sergiu Lipidache. Urmează doamna profesoară Fredina Zilberman, Școala de Artă Sergiu Lipidache.
care a terminat competiția de karting. Eu vă mulțumesc, cu aceasta zilele excelenței în educație s-au încheiat. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas până la sfârșit. Este un semn pentru mine, dar în primul rând un semn pentru dumneavoastră. Cei din urmă vor fi cei din tâi. La anul veți fi primii premiați. Sănătate, bucurie, Dumnezeu să vă dea toate cele bune și să avem rezultate cât mai frumoase. Dumneavoastră să vă bucurați de munca dumneavoastră, părinții de rezultatele copiilor și noi de această frumoasă ștachetă pe care o țineți mereu sus, municipiul Roman, vârf în instruire și educație. La mulți ani, sănătate și bucurie tuturor. Doamne ajută!